Săruna, Claudia, și bine ai venit. Mereu vrei să-ți fac piruiete. Nu, vreau să te îmbrățișeze și să văd de ce faci. Uite, cum ești. Uite, să mă îmbrățișez. Ești bine? Da, sunt foarte bine. Unde vrei să stăm, la bar, pe canapea, unde te simți tu confortabil? Unde vreți voi? Uite, pe canapea acolo să stăm. Unde te simți tu bine, acolo stăm. Ce uite, mi-aduc aminte când am fost însărcinată cu Gabriel, da. Nu știam că sunt însărcinată și am venit aici în emisiunea ta și aveai nu știu ce, mere, fructe. Și mi-a fost o poftă, deci nu știam dacă să mă înfigă măr sau nu. Și după am aflat de ce aveam eu poftele, că deci eram însărcinată cu Gabriel. Da. Nu, dar îmi făcea cu ochiul și acum nu face nimic cu ochiul. Deci e clar, nu e însărcinată, dar de asta zic, se întâmplă multe la noi la emisiune. Am avut-o pe Roxana Hulpe la început de emisiune, însărcinată în 7 luni, apoi 2 mămiși cu copii de 3 ani, acum un viitor tătic aici. Doamne ajută, este un sentiment frumos. Un viitor tătic și un tătic am avut mai devreme, acum avem aici o mămică liniștită. Gata, s-au terminat problemele, s-a liniștit treaba? Nu mai vreau să vorbesc, da. Cătălin. Cert este că, dar nu știu dacă s-au terminat de tot definitiv, s-a terminat cu instanța, cu divorțul și nu prea. Se mai continuă așa niște mici răutăți, dar vom depăși noi și momentele acestea. Dar e pe drumul cel bun totul? Sperăm, Doamne ajută. E pe drumul ăla care înseamnă liniște, că vin și sărbătorile acum? Din punctul meu de vedere, da, și al celor mici, suntem liniștiți, mulțumesc lui Dumnezeu. M-am rugat foarte mult la Maica Domnului, iată că astăzi este o sărbătoare foarte mare și cred că nu întâmplător sunt astăzi aici în emisiunea voastră. Și sunt recunoscătoare așa pentru tot ce primesc. Cert e că tot greul s-a dus și că totul se așează doar dacă ai răbdare și timpul... E important, știi, trece. Cum e, să fie răbdare și copiii să fie fericiți, că la urmă urmei asta e... Așa este, mai ales că ei au crescut, acum realizează cât tot. Acum? 8, Gabriel face pe 25, 8 ani. 8 ani, mulți înainte să vă mulțumesc trăiască. Și Nicolae 6. Uite, se uită acum la mine, la noi. Mami, vă iubesc, vă salut. Îi salutăm, mă întorc rapid la voi. De asta, adică mă bucur că se rezolvă lucrurile, pentru că i-am văzut pe Instagram la tine, ba în vacanță cu tine, ba în vacanță cu Gabi. Adică a părut ca o familie care, gata, domne, am reglat lucrurile sau reglăm lucrurile și da, putem să ne bucurăm de copii ca o familie normală. Și eu cu Gabi cred că nu ne înțelegem într-un singur punct de vedere foarte important. Pe programul copiilor. Ei au un program acasă, copiii, na, dacă au crescut lângă mine, normal, cu școală, cu educație, cu absolut tot, Gabi nu prea le respectă. Și atunci suntem aici, aici sunt decalaje, voi. Da? Și trebuie să sunt orgolii, sunt capricii, da, le sunt foarte astea, multe. Claudia, ar fi ușor, păcat. Ușor, treptat. Te rog, foarte frumos, așa. Spune, astăzi ai zis că am văzut o gașcă mare în spate, astăzi se întâmplă ceva, că erai și da, fericită. Cei mai buni oarecum prieteni, am legat o prietenie cu toți, în special cu Marius Radu, care mi-a făcut și această melodie frumoasă, că și tot vorbeam de o perioadă, da. Perioada aceea grea din viața mea, chiar Marius a fost alături de mine, a făcut această piesă, m-a încurajat să continui cu muzica și uite că astăzi mă sprijin în continuare să fac ceea ce îmi place. Îți aminte când ai început? Primul tău pas cu muzica, când ai început? Muzica? Da, aveam 19 ani. În Constanța, Costi Ioniță ne-a luat, ne-a cules așa și ne-a lansat. Deci primul proiect a fost exotic. Atunci exotic. Deci prima dată în exotic te-ai trezit. Exotic, da. Și cum ai ajuns? Adică sexy, știu că mă vrei. Toată noaptea, da. Te gândești la femei. Și acum când melodia am readaptat-o un pic, dar prinde excepțional. Păi știi cum e, unele hituri rămân hituri o viață da, întreagă. Da, da. Dar spune mai exact, păi și cum era? Adică tu cântai și cum v-a luat Costi? Pe mine m-a găsit cumva, m-am găsit cu Andreea Bănică la o cântare. Cântam la o de-asta militară. Pe paradă? Da. Și acolo m-am întâlnit cu Andreea, m-a inițiat practic în muzică Dumitru Lupu. Da. Eram mică în Constanța, acolo nu mă știa nimeni. Până m-am întâlnit cu Andreea, m-a plăcut foarte mult Andreea și zice, mă, nu vrei să faci parte dintr-o trupă? Și zic, trupă? Avem și 19 ani, eram o fetiță acolo. Zice, da, păi uite să-l cunoști pe producătorul muzical, ce știam atunci de muzică? De... Uite, aici avem niște imagini din perioada aia. Și mi-aș dori să mai fie mici un pic. Mi-aș dori să fie mici, deși acum e perioada aia frumoasă când îți spun ceea ce simt ei și ce gândesc. Tot la fel sinceri, poți să te sfătuiești cu ei, să comunici, să le spui ce-i pe suflet, să ei să te întrebe, tu să le răspunzi. Sunt prietenii tăi. Exact. Când erau mici, îmi plăcea că erau așa pufoși, îi luam în brațe, îi ridicam, hop, țop. Acum nu mai poți face asta. Ba da, și acum îi iau în brațe, pe amândoi. Știi că ne uitam la o filmare, Nicolae este...
fascinat de filmarea când a venit aici în platou și plângea și eram și cu Nico și cu Gabriel în brațe, mi-ai pus pe amândoi și atunci am făcut o cădere de asta, o lomboșcea, adică am ajuns la urgență din cauza. Dacă mi-ai pus pe amândoi și erau foarte grei. Nu cred. Pe cuvânt îți spun. Și ne uităm la filmarea aceea și zâmbim, iar Nicola își dorește foarte tare, că a spus că Gabriel a apărut și în videoclip, a apărut peste tot cu mine, vrea și el să apară. Păi te rog frumos, și data viitoare, în următorul videoclip. Și la videoclip și la emisiune, când mai vii la noi, când mai vii la emisiune, să vii cu ei. Da, acum poți să vorbești cu ei. Deschis, frumos. Da, uite, te-ai mai gândit vreodată să-ți refaci viața, adică să te mai măriți sau te gândești la lucrurile astea? Să-mi refac viața, da, dar să mă căsătoresc, nu știu, nu pot să îmi propun lucrurile acestea acum. E mult prea precoce așa totul, nu știu, să... Nu sunt genul să, a, bine că am divorțat, hai să mă mărit iar, dar de ce aș face asta? De vreo de 3 ani de zile. Adică mai mult a durat aproape cât divorțul decât căsnicia. Căsătorită cât ai fost? 5 ani. E aproape, mai aveam puțin. Și asta, nu, dar de asta mă gândesc cum dar cresc copiii. Dar nu sunt genul sau... să exagerez așa, să sar, nu știu, dintr-o... Plus nu. Că acum gândesc mai mult și cântăresc mai mult. Dar ți-e frică de singurătate? Dar n-am să rămân singură, cine zic că rămâne singură? Știi cum e, copiii cresc, se duc fiecare la casele lor? Nu sunt egoistă, să știi. Și de asta spun. Până la urmă, eu am învățat acum o pildă sau o vorbă, nu știu cum vrei tu. Venim singuri pe lume și plecăm singuri. Venim singuri, goi, și plecăm toți singuri, goi. Nu venim însoțiți de nimeni. Înțelegi? Și atunci... O simți altfel vorba asta acum? Și atunci nu sunt egoistă și până la urma urmei copiii trebuie să prindă aripi și trebuie să-i lași să zboare. Să cunoască viața, să-și o ia în mâini singuri, să vadă cum e. Eu și acum îi pregătesc pe copii și le spun, a fost cu războiul, am văzut atâtea cu... Măi, dacă n-aș fi lângă voi, trebuie să știți să supraviețuiți, să vă descurcați. Ce ați face? Și îi învăț mereu în fiecare zi. Așa câte ceagă-s băieți, na? Am înțeles. Doi băieți ai spus când o să vină cu fetele acasă. Mai bine să vin acasă decât cu ele, decât cine știe să... Să vin, n-ai de unde să știi. Mami, ne-am îndrăgostit. Mama, ce face, mama? Asta e, voi fi o soacră minunată. Eu? Da, crede-mă. Să-mi dea Dumnezeu putere și sănătate. Până la soacră mai e, până atunci... Păi, dar vreau să fiu soacră tânără și ei să se căsătorească tineri, doar nu să se căsătorească la 40 de ani. Acum, cum e. Când și taică-su s-a căsătorit de tânără, la 27. Spune, păi, mama ta ce face, cum e? Mama mea e foarte bine, e foarte bine. E la Constanța? E la Constanța, dar e sănătoasă, ceea ce e mai important. Vrea să-și urmeze și a visul oarecum, că s-a apucat de cântat la 62 de ani. Ok. Și ce să facă? Cu nepoții se bucură de ei. Ea, mama a cântat muzică populară în timpul căsnicii, dar tata... N-a mai lăsat-o cum era pe vremuri. A zis, stai acasă, crești copii. Cum erau perioadele? Femeia trebuia să stea la gratis, să crească copii. Și, iată, cum la și cumva și-a pierdut, a suferit pentru că n-a putut să-și ducă visul acesta mai departe. Și acum, niciodată nu-i prea târziu pentru nimic. Dar cu dumneavoastră să cânti aici? N-avem nicio melodie împreună. Dar trebuie să faci. Dacă va fi, da, cu siguranță. Nu grăbim, lăsăm lucrurile așa să vină de la sine. Dar sigur se va întâmpla și lucrurile acestea. Dar ce frumos e că își dorește să revină, să facă. Cât este părintele în viață și orice îi se pare, trebuie să-l lași și să-i respecti dorința. Dar mie mi se pare foarte frumos și în același timp știi cum e. Să nu te dai bătut. Adică, băi, ai avut un vis, s-a oprit undeva, dar uite, eu mama vreau, niciodată nu s-a dat bătută. Nu? Niciodată. Ne-a crescut singură de la 30 de ani. Și nu, uite că nici nu s-a căsătorit nici în ziua de astăzi, dar mie îmi pare rău că nu a făcut pasul acesta. Vorbești cu ea despre trecurile astea? Nu, dar tot timpul îmi spune, ai grijă, timpul trece pe lângă tine. Eu sunt foarte implicată cu copiii, deci non-stop, nu mai îmi văd așa viața mea și... Acum, de exemplu, Gabriel este răcit acasă și am vrut să anulez absolut tot. Zic, nu mai vin nici la măruță, nu mai fac nimic. Gabi îmi trimitea mesaje, ai plecat de acasă, dar unde te-ai dus? Te-ai dus nu știu pe unde. Și am zis, acum poate mă vede că sunt la măruță. Am zis că cheamă poliția, nu știu ce faci. Am zis, potolește-te, stăpânește-te. Că sunt în promovare cu melodia nouă, trebuie să muncez, nu? Cum se numește piesa? Că tot au venit mie și băi. Să-mi dai iubirea toată. Aoleu. Băieți, veniți, vă rog frumos aici. Deci asta trebuie într-o relație. Iubirea toată să fie dată. Da, eu mi-aș dori pe viitor să găsesc o persoană care să mă iubească așa cum îmi doresc eu. Și invers, că asta e important, să ne oferim iubire reciproc.
Îți mulțumesc, hopa, îți mulțumesc mult că ai venit aici. Eu. Ei sunt Magic Orchestra, băieți. El este Marius Radu, cel salut. Care a făcut melodia. Salut, stai un pic să văd dacă am un microfon. Gata, ce faceți, băieți? Să trăiți, stai să dăm noroc. Dar ce sunteți, în doliu? Ce s-a întâmplat? Nu, dar am zis să venim puțin mai elegant. Nu, că v-am văzut toți în negru, așa, îmbrăcați, repede. Așa ne ducem noi. Ne se poartă și negru, da. Ne face o deosebită plăcere, mulțumim de invitație. Mulțumim și noi că ați venit. Cum se numește instrumentul ăsta? E o clavietă. Da? Este o inovație nouă, o să pun un fel de MIDI pe ea ca să pot cânta și la evenimente. Da, nu are nimic. Foarte colorat, gata, de asta zic. Adică un fel de un... Okay. Nu contează, a zis omul ceva acolo, lasă așa cum a zis el, îl credem pe cuvânt că e totul ok. Mai un pic aici avem pe cineva care are batistă roșie să spargă toată chestia asta, nu? Da, trebuie. Bate un pic în topa asta. Asta. Mamă, da. Mamă, da, ce zgomot face. Cum? El e spectacolul de la evenimente. Deci oamenii trebuie să știe... Cum? Motorul formației, eu sunt. Motorul formației, deci... Ok, adică și șeful formației? Nu, șeful nu. Da, dacă mai ești motorul formației, cei mai mulți bani? Mă fac să vorbesc? Să dau din casă? Zi, e? E bine. Asta e foarte bine, perfect. Ia mai mult ca voi, ați văzut? Păi da, el mereu ia mai mult. Toți o echipă. Glumesc, băieți, mai și glumim, mai și glumim. Stai să vedem, deci aici la acordeon avem pe... Leonard Cinoi. Leonard, bă, cum îl cheamă? Leonard, numele de scenă? Marius Radu. Marius, aici am aflat, Marius. Iulian, salut, voi sunteți frate? Da, da, frate. Nu, pe bune? Da. Semunate, ce o cheam? Perfect, bravo, foarte frumos. Și aici l-avem pe... Mărgean și suntem și vecini. Vecine, Doamne ajută. Spălăm mașina împreună. Da? Da. Bravo, foarte bine. Vecinul și aici l-avem pe... Georgian. Salut, Georgian, nou în trupă? Da, oarecum. Mi-am dat seama, stai mai izolat așa aici. Dar totul e bine, da? Se poartă frumos cu tine? Deosebit. Îți dau și ție sandwich, îți dau toate ce trebuie? Câteodată. A mai rămas ceva. Bun, oameni buni, de ce sunt numele lor de scenă? Este Magic Orchestra. Orchestra, iar Claudia este magică cu voi astăzi, da? Magic Orchestra, oameni buni, și Claudia, frumoasa Claudia Pătrășcanu, care astăzi cântă muzică balcanică și se numește piesa... Mie să-mi dai iubirea toată. Asta e, încă o dată. Și-o găsiți deja pe YouTube. Să ai succes cu proiectul ăsta. Mulțumesc, ești minunat. Un om și tu minunat. Ești superb și ești foarte talentată. Mulțumesc. Să ai succes, mulțumesc. Așadar, urmăriți-o. Intrați pe Instagram, intrați pe Facebook, Claudia Pătrășcanu, și pe YouTube să ascultați piesa ei cu Magic Orchestra. Pum, pum.